Nimeni nu știa ce ne rezervă anul 2020. Cel puțin așa ne place să credem. Pe măsură ce pandemia și-a făcut de cap, totul s-a schimbat în viața noastră. În timp ce lumea continuă să se adapteze noilor norme sociale, este important să reflecteze asupra diferitelor moduri în care au fost create și oportunități, nu numai dezavantaje. De la educația online la munca de oriunde, lumea reușește să treacă prin criză și să-și adapteze viața de zi cu zi datorită perseverenței. Nu crezi? Stai să vezi! Apropo, de câte ori ai auzit expresia "Perseverența este cheia succesului"? O fi adevărat? De fapt, ce înseamnă perseverență? În niciun caz nu înseamnă să cauți cu obstinație o cale mai ușoară. Cea mai simplă și completă definiție spune că este abilitatea de a urmări un obiectiv sau o pasiune pe termen lung și de a rămâne loial acestora indiferent de obstacole sau eșecuri. Este o însușire care te poate ajuta la școală, în carieră, dar și în viața personală. Iubitul, iubita care nu renunță la tine, va avea mereu un loc special în inima ta. Perseverența este o abilitate pe care și angajatorii o prețuiesc, chiar foarte mult, pentru că au nevoie de oameni care să reziste în circumstanțe dificile. Doar că nu toți oamenii pot spune că o dețin. Așadar, ce-i face pe unii să fie mai perseverenți decât alții în condițiile în care mai toți avem tendința de a renunța în fața obstacolelor, atunci când acestea par greu de depășit? Dacă ai următoarele caracteristici, înseamnă că ești o persoană perseverentă. 1. Se pare că una dintre cele mai importante atribute este încrederea de sine. Dacă vrei să obții ceva, trebuie să te cunoști foarte bine, să crezi în abilitățile și calitățile tale, să te respecti și să ai încredere în ceea ce poți realiza. 2. De asemenea, să fii ghidat de o dorință arzătoare. Nu poți fi perseverent pentru un scop pe care nu ți-l dorești cu adevărat, asta e clar. Speakerul motivațional Jim Rohn spunea: dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză. Tu ce alegi? Fie că vrei să treci un examen sau să obții un job, aspirația aceasta puternică te va motiva în fiecare zi să continui. Și știi cum se zice? Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul lucrează pentru tine. Așadar, nu ești singur. 3. Persoanele perseverente au un obiectiv bine definit și își fac planuri foarte bine puse la punct. De exemplu, dacă tu știi sigur că îți dorești să te muți în Statele Unite ale Americii, atunci probabil că îți vei face un plan de acțiune. Vei începe să nu-ți mai cheltui banii pe lucruri inutile. Vei mânca mai mult acasă, nu în oraș. Vei face cursuri intensive de limba engleză și așa mai departe. Funcționează la fel pentru orice obiectiv care îți este foarte clar în minte. Doar testează-l. 4. Pentru a te putea ține de aceste planuri pe care ți le faci, ai nevoie și de obiceiuri bine dezvoltate. Tot Jim Rohn spunea: motivația este cea care dă startul. Obiceiul este cel care te face să continui. Și așa este. Degeaba îți propui să strângi bani dacă vei continua să ieși în oraș zilnic. De la o oră de trezit bine stabilită până la ritualul de studiu sau de exercițiu, la mese regulate și un orar de făcut sport, toate acestea te pot aduce mai aproape de scopul final. Ți s-a spus să te ferești de rutină? Nu mai e cazul. 5. Sigur că nu e ușor la început. Tocmai de aceea e important să nu te temi să părăsești zona de confort. Dacă, de exemplu, vrei să înveți mai eficient, poate ar fi trebuit să te ridici din pat, să te îmbraci și să te duci la bibliotecă. Sau dacă scopul tău este să obții un job anume, probabil că ar trebui să te duci la cât mai multe interviuri, chiar dacă nu e plăcută experiența la început. Sau poate că vei fi nevoit să participi la întâlniri de networking sau dezbateri cu diversi oameni, chiar dacă nu prea ești sociabil cu necunoscuții. Până la urmă, scopul scuză mijloacele, nu? Bun, ok. Acum ai înțeles ce înseamnă să fii o persoană perseverentă și poate chiar ți-ai dat seama că tu nu ești. Mai e ceva de făcut? Pot oamenii să devină perseverenți sau e ceva cu care te naști? Din fericire, află că există câteva sfaturi pe care le poți urma pentru a-ți îmbunătăți nivelul de perseverență. Urăști rețetele în 3, 5, 15 pași? Să știi că și noi. Da, stai să vezi că de data asta nu e o păcăleală, pentru că noi chiar știm 6 trucuri pentru a deveni mai perseverent. Hai să nu te mai țin pe jar și să ți le spunem. 1. Să nu îți fie frică de eșec.
fără să cazi și să te ridici, nu poți deveni rezistent. Schimbă-ți modul în care privești eșecul, pentru că din el înveți mult mai multe decât din succes. Trebuie să iei o lecție din orice rateu, nu să-l consideri un obstacol de netrecut. Iar dacă vrei să afli mai multe despre acest subiect, poți urmări videoclipul nostru inspirațional intitulat Eșecul. Final de drum sau un nou început? 2. Fii mai bun cu măcar 1% în fiecare zi. Ideea este să-ți dorești să crești constant, nu să-ți stabilești ținte nerealiste. Ca să ajungi departe, e suficient să vrei un pic mai mult. Dacă azi știi cu 1% mai multe lucruri decât ieri, sau dacă ești cu 1% mai bun la ceva, ziua e o reușită. Imaginează-ți o lună, un an, 10 ani. Îți dai seama? Păstrează în minte acest gând și ghidează-te după el. 3. Pentru a rămâne motivat, e nevoie să-ți stabilești obiective mai mici în cadrul scopului suprem. Succesul e o călătorie lungă și e ușor să te pierzi pe drum. Așadar, ai grijă să-ți stabilești mini-obiective și după ce le atingi, să-ți oferi și o răsplată și să te bucuri că, iată, ai mai realizat ceva. 4. Nu-ți poți îmbunătăți perseverența dacă ți-e frică să încerci. Asumă-ți riscuri! Doar așa vei putea găsi lucruri bune sau vei întâlni situații dificile care te vor învăța cum să te adaptezi și cum să acționezi într-un anumit moment. Frica nu te ajută la nimic, doar te ține pe loc. Să nu uiți asta! Și mai mult decât atât, sigur mai târziu vei regreta că nu ți-ai luat inima în dinți. 5. Pe tot parcursul acestui drum, amintește-ți de ce? De ce faci asta? De ce-ți dorești tu asta? Care a fost motivul inițial pentru care ai hotărât să faci asta? Oferă-ți niște răspunsuri clare la aceste întrebări și spune-ți-le în minte ori de câte ori treci printr-o cumpănă sau te gândești să renunți. Și 6. Ceea ce te mai poate ajuta în momente dificile este să ai pe cineva lângă tine. O idee bună este să-ți construiești o rețea de sprijin, fie că e formată din familie, prieteni sau pur și simplu oameni care împărtășesc aceleași pasiuni sau idealuri. Asigură-te că ai mereu pe cineva căruia să-i te poți deschide, să-i spui ce nu merge bine și care te poate încuraja. Nu degeaba numele roverului trimis pe Marte, Perseverența, a fost selectat dintre cele 28.000 de înscrieri în cadrul concursului Name the Rover, organizat de NASA. Câștigătorul concursului a fost Alex Mather, elev în clasa a 7-a din Springfield, Virginia. Potrivit NASA, în eseul său câștigător, Mather a scris: "Suntem o specie de exploratori și vom întâlni multe eșecuri în drumul către Marte. Totuși putem persevera. Noi, nu ca națiune, ci ca oameni, nu ne vom da bătuți." Perseverența aduce cu siguranță toată omenirea în această misiune importantă. Și pentru că suntem cu capul în stele, să parafrazăm: un pas mic pentru tine, un salt uriaș pentru visul tău. Un lucru care te mai poate încuraja este să descoperi poveștile unor personalități publice cu adevărat perseverente și să le urmezi exemplul de a nu renunța niciodată. Constantin Brâncuș nu a avut deloc o viață ușoară înainte să devină faimos. Brâncuș a plecat de acasă să-și caute de lucru la numai 9 ani. După mai multe încercări a ajuns la Craiova, unde a petrecut mai mulți ani. Până la acel moment, Brâncuș nu a avut cine știe ce legătură cu școala, așa că a trebuit să învețe să scrie și să citească singur. Cu toate acestea, a reușit chiar să obțină o bursă. Celebritatea sculptorului August Rodin l-a fascinat, așa că a plecat în Germania, la München, unde a rămas pentru o scurtă perioadă de timp, visul lui fiind să ajungă la Paris. Neavând posibilități financiare, a plecat pe jos, cu un rucsac în spate. A făcut pneumonie după ce l-a prins o ploaie torențială și a primit îngrijiri la un spital de maici. Ca să se întrețină în capitala Franței, s-a angajat ca spălător de vase într-un restaurant până când a obținut o bursă. După 2 ani, a ajuns să lucreze la atelierul lui Rodin, dar Brâncuș a plecat 2 luni mai târziu și a explicat decizia sa cu celebra și elocventa frază: "Nimic nu crește la umbra marilor copaci." Apoi, Ivan Pațaichin este protagonistul unuia dintre exemplele de perseverență în sport. În 1972, la Jocurile Olimpice de la München, într-o cursă de calificare, i s-a rupt în plină cursă pagaia, vâsla. El a continuat să vâslească cu restul de vâslă, știind că dacă trece linia de finish, indiferent de timpul obținut, poate intra în recalificări. Așa s-a și întâmplat. A ajuns apoi în finala cursei și a câștigat aurul olimpic. Așadar, dacă vrei cu adevărat
se poate. Cu siguranță că succesul nu e ceva ușor de obținut. E nevoie de timp, de eforturi și mai ales de perseverența aceasta de care ți-am tot vorbit. Totuși, acum, ce v-am spune că ai înțeles importanța ei și cât de mult îți poate schimba viața? Nu-i așa? Tu, pentru ce scop ai vrea să fii mai perseverent? Scrie-ne răspunsul tău în comentarii, pentru că, amintește-ți, universul va lucra alături de tine. Iar noi îți suntem alături! Susține și tu proiectele culturale Bookland. Împreună inspirăm tinerii din România.